În aprilie, pensiile trebuiau să fie plătite până în data de 15 a lunii, însă guvernul a anunțat plata anticipată a acestora. Astfel, drepturile bănești vor fi achitate mai devreme, pentru ca oamenii să dispună de banii necesari cheltuielilor de sărbători. Pentru achitarea în bună condiție a pensiilor și a altor drepturi stabilite, Casa Națională de Pensii Publice a stabilit o procedură de lucru care prevede astfel. În data de 1 aprilie 2015 va fi achitată prima tranșă în valoare de 60% din valoarea lunară către Compania Națională Poșta Română. A doua tranșă, în procent de 40% din valoarea lunară, va fi achitată în data de 6 aprilie 2015. Astfel că în intervalul 6-10 aprilie 2015, toate pensiile să ajungă la domiciliul beneficiarilor. Drepturile de pensie ale beneficiarilor care au optat pentru plata acestora în conturi bancare vor fi achitate cu câteva zile mai devreme față de cei care așteaptă pensia la domiciliu. În ceea ce privește pensiile virate prin conturi bancare, până la data de 6 aprilie 2015, casele județene de pensii au obligația să vireze în conturile băncilor sumele pentru plata pensiilor beneficiarilor. Astfel că în data de 8 aprilie 2015, băncile să facă repartiția bănuților în conturi. Această decizie vine în urma unui anunț făcut de premierul Victor Ponta în data de 27 martie. Prim-ministrul României a dat asigurări că există suficiente resurse pentru această operațiune. De plata anticipată a pensiilor se vor bucura aproximativ 72.000 de pensionari din județul Giurgiu.